Seniorii au profitat din plin de timpul frumos din acest weekend și au dansat pe ritmurile muzicii populare interpretate de Jan Raiburg, Carolina Prepeliță și alți artiști autohtoni, care au încins atmosfera pe tot parcursul evenimentului. Vârstnicii spun că prin evenimente de acest gen mai uită de griji și de probleme. Prezenți au avut parte și de un spectacol de magie. Arătați cu degetele câte atingeri ați simțit. Puneți mâna jos, nu vă uitați. Victoria, arătați cu degetul arătător unde ați simțit atingere. Deschideți ochii, aplauzele este special pentru dumneavoastră. Bravo! Organizatorii susțin că astfel de evenimente sunt organizate cu scopul ca oamenii să petreacă timpul liber împreună. Președintele raionului Orhei din Turcanu a venit la manifestație împreună cu fiica sa. El a menționat că Partidul Șor organizează asemenea evenimente pentru a face mai bună și mai frumoasă viața cetățenilor. Este o formă de a vă mulțumi dumneavoastră, generațiilor mai înaintate, pentru tot efortul pe care îl faceți. Este o formă specială de a mulțumi din personal din partea domnului președinte Ilanșor, pe care îl salutăm. Și să știți că unul din cele mai sau cea mai importantă atenție a domnului președinte este tocmai categoria de vârstă aflată în pragul pensionării sau chiar după. În acest context, Dinu Țurcanu i-a îndemnat pe locuitorii capitalei de toate vârstele să participe la acțiunea pașnică de rezistență populară, care se va desfășura duminică 7 mai la ora 13 în fața Parlamentului. Vă revine și dumneavoastră misiunea de a fi aproape de problemele țării. Iată, pe data de 7 mai o să avem o altă încercare importantă și o să rog în mod special chișinăuienii de toate vârstele să vină la această manifestare. Deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova, a declarat că formațiunea din care face parte vrea să asigure cetățenilor un trai mai bun. Din luna septembrie anul trecut, noi am ieșit și vom ieși la proteste pașnice, acolo unde noi spunem cum vrem și cum trebuie să trăiască poporul moldovenesc. Și în data de 7 mai, noi ieșim iarăși pe străzile principale din Chișinău, vociferând problemele care trebuie rezolvate ca să avem o viață destoinică în țara asta. Oamenii spun că vor răspunde apelului lansat de formațiune și vor protesta în data de 7 mai. Trebuie de îmbunătățit calitatea de trai a oamenilor numai decât. Eu iubesc Moldova, eu trăiesc aici deja de mulți ani și îmi fac griji. Vreau ca Moldova să facă pași înainte. Noi trebuie să fim suverani și liberi. Război nu trebuie să fie. La începutul lui aprilie, Mișcarea pentru Popor a anunțat un nou protest pentru ziua de 7 mai. Începutul acțiunii este planificat la ora 13. Potrivit organizatorilor, cerințele vor fi aceleași ca la manifestațiile precedente: achitarea facturilor populației pentru cele 3 luni de iarnă, demisia guvernului Răcean și a președintelui Maia Sandu, alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează declarațiile membrilor Mișcării pentru Popor. Aceleași răspunsuri le-am primit de la serviciile de presă ale guvernului și ale administrației prezidențiale. Totodată, Irina Gotișan, consilier al șefului statului pentru relații cu mass media, a remarcat că în Moldova fiecare persoană are dreptul la libertatea de întrunire și libertatea de exprimare. Anterior, autoritățile au explicat creșterea prețurilor și tarifelor din cauza războiului din Ucraina și a crizelor fără precedent de care Moldova a suferit mai mult decât alte țări. Totodată, potrivit reprezentanților puterii, Gazprom a șantajat Moldova prin prețul gazului. Guvernul a oferit sprijin populației prin compensarea parțială a tarifelor la energie în funcție de categoriile de vulnerabilitate. Pentru susținerea populației pe timp de iarnă, pentru plata
compensațiilor la gaz, lumină și căldură, au fost alocate 5 miliarde de lei. Partidul Șor a cerut însă compensarea integrală a tarifelor. Cererea a fost exprimată la protestele Mișcării pentru Popor și a fost reflectată în proiectul de lege inițiat de partid. Mișcarea pentru Popor a anunțat că inițiativa a fost semnată de aproximativ 800.000 de cetățeni. Săptămâna trecută însă guvernul a avizat negativ proiectul de lege, precizând că autoritățile au compensat deja jumătate din facturile către populație în acest sezon de încălzire. Thank you.